Salut! Sunteți pe canalul Betiel Club și eu astăzi le-am alături de mine pe Laura, care tot are un canal pe YouTube, și mama, care și ea tot are un canal pe YouTube. Da, și ce vom face noi astăzi, Betty? Noi astăzi vom face cine o cunoaște mai bine pe Betty, partea a doua, cu întrebări de la abonați. Cu întrebările abonaților. Voi i-ați dat foarte multe întrebări lui Betty. Eu am ales din ele câteva, dar cam pe majoritatea pe care ni le-ați dat voi în comentarii. Și astăzi o să îi le adresăm lui Betty. Și eu încă nu știu. Tu nu știi. Și o să vedem cât de bine te cunoaștem noi pe tine. Din nou. Hai să începem. Da, nici Laura nu le știe, dar nu contează că oricum nu sunt ale noastre, sunt ale abonaților. Da? Da. Dar tu le știi. Uh-huh. Ești unica. Ce prăjituri preferă Betty? În general? Prăjituri. Prăjituri. Sunt diferite. Dulciuri? Nu, prăjituri. Dar care făinoase, din făină. Am înțeles. Care e ca și pâinea, doar că dulci. Ca și pâinea, doar că dulci. Am înțeles. Brioșe. I-am scris Barbie. Dar tortul nu-i. Barbie, dar și tortul e. Dar eu mă gândeam la tort. Ei, da? Dar ai zis brioșe. Bine. Am dat eu mai mult tort, eu nu știam. Nu știa că e prăjitură. Am înțeles. Ei, oricum. Da. Nu știu dacă se socoate sau nu. Nu se socoate. Cum vreți voi, eu nu mă supăr dacă e socoț. Eu nu știu cum e regula, nu-mi dau seama, îi lasă. Păi dacă Betty zice că totuși a avut tort, dar n-a știut că tortul, înseamnă că puneți Laura ție un puncișor. Sigur, tu ai sigur, sigur. Da, eu nu știam ceva mai bun de atât. Nu știam. Ce arome de înghețată preferă Betty? Tu cred că știi. Nu știu dacă știu, o să vedem. Nu știu. Hai, gata? Da. Bubblegum. Eu am scris căpșuni. Ciocolată. Adică rămâne ciocolată. Am înțeles. Deci nu am ghicit. Bubblegum, adică cu marshmallow. Da. Da, de la Betty Ice. Da, de la Betty Ice. Bubblegum înseamnă cu că aromă de gumă, de gumă. Da, dar sunt la Betty Ice, sunt bubblegum cu marshmallow. Cu bucăți de marshmallow. Da, deci bubblegum. Și de aia. Bubblegum cu marshmallow. Unde preferă Betty să meargă în vacanța de vară? Unde îți place ți să călătorești? Eu nu știu. Da. Mare. La mare. Eu am scris în Moldova. Moldova, eu am scris la mare. Nu, mare. Deci eu îmi pun un punctișor. Mare. Și în Moldova îi place, da? Da, și în Moldova îmi place, dar mai tare la mare. Care este squish-ul preferat al lui Betty? De unde să știu eu asta? Păi nu știu, asta de cine? Ce nu știu? Eu cred că nici Betty nu știe. Cum adică? Tu știi? Acel pinguin care... Pinguinul care l-ai și tu. Am scris căpșunica. Da, eu am scris pinguinul. Pinguin! Dar de unde până unde? Pinguin care l-ai și tu. Dar știu, dar tine, știu ce m-am gândit că... Da, eu am și căpșunica. Eu am ghicit, adică nu știam că ăsta e preferat, am luat și un scurs și care știu că tu te joci și l-am scris. Deci am puncișor. Care este cel mai bun prieten al lui Betty? Cred că prieten sau prietenă? Ce vrei tu să scrii? Prietena. Prietena, da? Trebuie da. Să fie din familie sau? Nu, prietena. O fetiță cu care ea se joacă. Dar eu, da? Eu aproape nu am băieți prieteni. Mm-hmm. Eu numai 4 băieți și gata, toate sunt fete. Hai. E aici asta. Carla. Carla. De ce scrii cu capa? Eu am scris cu capa. E Carla, deci am ghicit și eu. Carla! Nu știu cine e Carla, dar Betty mereu ne zice de Carla. O fetiță. O fetiță de la noi din ogradă, da? Da. Care tu te joci. Da. Și este abonată la mine, e fană de-a mea. E fana ta, super. E fana mea. Și Betty mereu zice că Carla e cea mai bună prietenă. Da, dar sunt și ții. Așa, mai departe, care este sărbătoarea preferată a lui Betty?
Revelion. E același lucru, da. Revelion. Deci ambele avem câte un puncișor. Betty, vezi că noi te cunoaștem. Păi 4, Laura 3. Super! Mai bine decât data trecută eu. Mergem bine cu întrebările abonaților. Mulțumim tuturor abonaților care ne-au dat întrebări la acest challenge pe care l-am făcut anterior. Dar dacă vreți să mai facem acest challenge cu alte întrebări, scrieți-ne întrebări pentru Betty și sub acest videoclip. Și noi iarăși o să alegem, da? Da. Care este animalul preferat al lui Betty? Animalul. În general? Da, în general. Adică sălbatic și domestic în același timp? Nu e specificat, înseamnă că e și sălbatic și domestic. Ah. Orice animal. Orice animal preferat al lui. Da. Nu cred că se știe. Nu cred că să știți. Hiena. I-am scris dinozaur. Dar nu, care există. Dinozaur tot e animal. Deci da. Nu a fost specificat nimic. Dacă trăiesc sau nu, i-am scris hiena. Dar dintre dinozaur și hiena, hiena. Ce place? Da, te... Deci eu câte puncteșoare am? 1, 2, 3, 4, 5. Super! 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 Nici nu m-am gândit că o să merg atât pentru de pentru mama, super! Pentru Laura! Ce super! Ce culoare vrea Betty la păr când va fi mare? Oh, leu, ea mi-a spus toate culoarele posibile. Am înțeles. Ah, gata, știu! Știu! Sper! Mi-a plăcut asta. O să vedem. Mi-a plăcut asta. Știu? Sper. Mm-hmm. Albastru. Da. Albastru. Ambele am ghicit. Da, noi aveam un fel de aparat mai micuț pentru... Pentru a vopsi pe rumă copii. Pentru copii și eu tot o să ne-l fac albastru. Mm-hmm. Super, mergem destul de bine, eu aș spune, Laura. Da. Ce îi place lui Betty să cumpere de la mall când iese în oraș? La mall? La mall, adică când mergem undeva la vreun mall mare, în general, când mergem în oraș, ce preferă ea să-și cumpere? Da, dacă nu e... din mâncare. Nu din mâncare. Nu, da... Orice? Da, orice. Orice jucării? Iată, eu asta și jucării. Da, deci nu mai răspundem, răspunsul a fost ba, jucării. Ba nu! Păi nu e jucăria preferată, orice. Și tu când te duci în oraș, vrei jucării. Vrei jucării, noi mereu căutăm jucării. Sau dulciuri sau jucării. Asta tu vrei. Da, mi-e doresc. Deci, ne punem acuși câte un puncișor. Nu, nu, nu. Clar că nu. Eu eram sigură că și Laura o să ghicească. Care este desenul tău preferat? Se are în vedere desenul animat. Da. Eu am ales una, nu sunt sigură că e corect, deoarece la Betty se cam schimbă preferința. Ba nu? Ba nu? Asta nu se scrie. Eu scriu două, dar o să consider prima, dar măcar să știu. Dar care e prima? Prima o să știu. Hai, spune tu. Hai. Buburuză și motanoar. Da, am dreptate. Da, așa am scris și eu motanoar. Nu știu dacă se scrie corect, dar așa. Eu am scris buburuză și motanoar și mai jos am scris Frozen, pentru că tot ești dansat după Frozen. Am înțeles. A, nu, deci... dar pentru că îmi place cântecul, nu-mi place de... Ei, eu am scris două, dar a doua nu ar fi... Laura, dar de ce ai scris motanoar? Buburuză? Eu nu știu de buburuză, eu știu de motanoar. Da, e corect. E corect. Și Laura... Da, da, este și buburuză. Am înțeles. Nu contează. Nu contează, eu nu știu ce... Da, mi-am pus și tu puneți. Tu ai specificat primul răspuns? Da. Da? E bine. A doilea era doar de curiozitate. Da. Cu ce jucărie, ce e scris așa, care e jucăria cu care doarme în fiecare noapte Betty, preferată? Ține în vedere cu ce jucărie Betty doarme noaptea, mai des. Ea le schimbă, dar dați să alegem o jucărie. Acum eu mă gândesc cu ce jucărie doarme Betty. Eu des intru în camera aia, dar nu știu. A, nu ce-am citit așa, știi mai bine. Mm-hmm. Nu spune Betty, nu spune. Dar nu mă spun. Vă zicem că aici nu poate fi un răspuns doar unul, deoarece Betty le mai schimbă. Gata? Da? Da. Baby Alive.
Baby Alive. Eu am scris unicorn. Eu am scris ce Baby Alive. Ce unicorn, Laura? Ochiosul ăla cu care tu dormi. Dormi și cu el, baby. Dar cum să dormi cu Baby Alive? Mi se pare prea tare. E doarme. Da. Ea când adorme, eu apoi eu iau și eu pun așa mai într-o parte, deci, dar ea o sunt. Nu. Nu, dar... Da? Dar ai ghicit că ea și cu ăla doarme. Păi ea cu care doarme în pat acum? Acum e Baby Alive. A, păi. Chiar așa. Da, da, dar doar o seară am dormit cu... Da, o seară înainte a dormit cu unicorn, așa cum o să spui. Și am mai dormit și cu ochiosul ăla care... Puneți și tu că ai ghicit. Am mai dormit și cu un ochios de ăsta, pinguin, care mi l-ai dat tu. Jucăria ta preferată. Da. Iată aici deja jucăria preferată. Orice jucărie. E greu. Căsuța aia mare de la Sofia și... Dar oricum e ușor că aia nouă e cea mai preferată. A, te-ai scris lor? Eu scris și lor, eu nu am ghicit. Acea casă de la Sofia, da, și de Sarah. Ultimul, corect e la tine, ultimul timp Betty într-adevăr se joacă mai mult cu acea căsuță. Da, casa Panda, da, acea casă. Laura a avut dreptate, eu însă nu am ghicit. În sfârșit. Da, uite câte puncte, mama. Care sunt hainele lui Betty preferate? Adică cu ce îi place ea cel mai mult să se îmbrace? Pe acasă, când se gătește, de exemplu? Ce îți place ție? Ce te consideri tu frumoasă? Gata. Hai. Rochie. Rochie. Pentru că nu uite ce pe rochie. Îi păi să îmbrace rochiile alea de prințesă. Și cu Elsa mă mai îmbrat. Era sigur. Păi ți-am sugerat așa că am un răspuns. Păi da, dar eu știu de ce n-am văzut-o prin casă. Dar eu cred că ea când scoase, e scoase de frumoasă și când are fustă de asupra. Și fusta asta deja e o variantă mai simplificată. Păi asta zic, fustă aici, da. Ideamul ea se consideră frumoasă. Ea se consideră deja frumoasă. Da, dar mai mult cu rochie. Da, preferă rochie. Aia cu Elsa mai mult. Ți-ai pus punct? Nu, nu știu, nu contează. Păi cum nu contează? Dar nu ți-l minte, îmi pare că mi-am pus sau nu mi-am pus. Oricum. Nu ți-ai pus. Eu am numărat atunci și ai 8. Ce preferi? Nu. Gata. Gata, astea sunt întrebările. Deci au expirat foarte repede, s-au terminat foarte repede. Și ăsta a fost challenge-ul nostru și astea au fost toate întrebările pe care le-am găsit eu în comentarii de acest gen. Majoritatea întrebărilor voastre sunau astfel. Adică Betty trebuia să aleagă între două obiecte, una sau alta, una sau alta. Și cu alea noi am făcut deja alt videoclip, așa că urmăriți-l și pe ăla. Link-ul la el va fi sus pe ecran și în descriere la acest videoclip. Dar dacă v-a plăcut video nostru, puneți like și abonați-vă la canalele noastre YouTube. La canalul Laura Vrabe, Betty Club și Ludmila Savciuc. Și Ludmila Savciuc, dacă zice Betty. Pa, pa! Pa, pa! Pa.